părțile de vorbire. Bine ați venit în minunata lumea gramaticii! Dacă vă plac poveștile, sunteți în locul potrivit. Vă voi face cunoștință cu personajele care locuiesc în regatul părților de vorbire. Aceasta este doamna substantiv. Este colecționara sau anticarul comunității. Îi place să adune obiecte, nimicuri fel de fel, cărți, obiecte de uz casnic, mobilier, haine, aparate, tacâmuri și altele asemenea. Tot în casa ei se dau cele mai somptuoase petreceri. Este o anfitrioană sau o gazdă desăvârșită. Îi găsește aici pe Mario, pe Maia, pe Ana, pe Ionuț, în definitiv, toată comunitatea. Nu e nevoie decât să rostești cuvinte precum rochie, floare, Ionuț, Maria, că toată lumea știe că aceste obiecte sau persoane pot fi găsite în casa substantivului. Aceasta este doamna adjectiv. Este bună prietenă cu substantivul. De multe ori o vezi în compania ei. Este criticul de artă sau de modă al comunității. Are un simț de observație foarte bun. Admiră sau critică ce își achiziționează doamna substantiv. O definez cuvinte precum frumoasă, minunată, la fel de frumoasă. Dacă auzi astfel de cuvinte, să știi că sunt rostite în casa adjectivului. Să vă fac acum cunoștință cu domnul verb. El nu stă o clipă, mereu face câte ceva. Merge. Aleargă. Râde. Sau aplaudă. Dacă auzi cuvinte care denumesc acțiuni, indubitabil ești pe teritoriul harnicului verb sau în apropierea casei lui. Bunul său prieten este adverbul, până și numele o spune. Verb, adverb. Orice spune verbul, el îl completează. Merg repede. Tușesc. Tare. Precizează ce face verbul, când, unde, cum. Hei, dar pe cine avem aici? Este doamna pronume. Își duce viața în anonimat ca o pusnică. Nimeni nu știe numele. Unii spun ea, alții aceasta, alții cineva însăși. Se îngrijește de casa doamnei substantiv când este plecată. Îi ține locul. În loc să spun cartea este pe bancă, voi spune ea este pe bancă. Este bună și pentru copilul substantivului, prepoziția, despre care vom vorbi imediat. Dacă auzi pe cineva că rostește aceasta, el, ea, fiecare, oricine, clar vorbește despre pronume. A venit și rândul bătrânului numeral. El e tare, plictisitor. Este matematicianul și contabilul comunității. Numai despre cifre vorbește. Matematica mi s-a părut mereu grea. 7, 10, 5. Uite-l pe exuberantul interjecție. El se entuziasmează repede. Oh! Și se întristează la fel de repede. E depresiv. Of! Se enervează la fel de repede. Vai! Până și animalele îl acompaniază. Ham! Miau! Când auzi un țipat sau un zgomot de animal, păzește-te! Ești în apropierea interjecției. Hei, unde te-ai ascuns, micuțo? Aici erai!
Ea este micuța prepoziție, copilul doamnei substantiv. Nu poate merge singură, ci doar de mânuță cu mama ei. E pasionată de tot ce își cumpără mama. O vezi pe pat, sub masă, în dulap, sunt cuvintele care o definesc. Când mama substantiv lipsește, stau lângă buna pronume sau lângă domnul numeral. A venit și rândul conjuncției. Doamna conjuncție este cupidonul din comunitate. Ea leagă cuvintele din clasa tuturor membrilor acesteia. Vom spune: Mihai și Ioana, frumoasă sau urâtă, vine, dar pleacă. Și a rămas articolul. El este valetul tuturor, dar mai ales al substantivului. Stă în apropierea lor că poate vor avea nevoie de el și vor cere paharul, un tacâm, o cană, rochia, etc. Această comunitate este cea a părților de vorbire, pentru că din vorbire sau din rostirea unui cuvânt știu clar cărei case îi aparține. Spun carte este din casa substantivului, spun merge este din casa verbului, spun frumos este din casa adjectivului. La clasă veți avea ocazia să cunoașteți pe îndelete fiecare personaj în parte. Pe curând!